În centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj a fost adusă o persoană reținută pentru 24 de ore, bănuită că ar fi acordat către diverse persoane din județul Sălaj sume de bani cu titlu de împrumut pentru care ar fi perceput dobânzi. Informația a fost furnizată printr-un comunicat emis de biroul de presă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. La data de 28 martie anul curent, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalău, biroul de investigații criminale, sub supravegherea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Zalău, au efectuat două percheziții domiciliare în județul Sălaj într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de camătă. Din cercetări a reieșit că în perioada 2021-prezent, persoana cercetată ar fi acordat către diverse persoane din județul Sălaj sume de bani cu titlu de împrumut pentru care ar fi perceput dobânzi. De asemenea, persoana în cauză a fost surprinsă în flagrant delict având asupra sa 8.500 de lei bani despre care există suspiciunea rezonabilă că ar reprezenta unul dintre împrumuturi, precum și dobânda aferentă acestuia. În urma perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe bunuri utile cauzei, precum și sume de bani. Față de persoana în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, urmând ca mâine, 29 martie anul curent, să fie prezentată unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Zălău, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română. La activități au participat polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Zalău, în vederea documentării întregii activități infracționale a persoanei în cauză. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. Vom reveni cu amănunte despre acest subiect.